vă veniți încoace toți. Felicitări! Felicitări, ați prezentat un adevărat program artistic. Păcat că nu sunt mai mulți tătărușeni să se bucure de ceea ce ați făcut voi astăzi aici. Sunteți extraordinari. Felicitări vouă, celor care v-au îndrumat, părinților voștri, și să continuați să promovați cântul, dansul și portul nostru popular. Iar astăzi, domnule profesor Micuțaru, veniți aici lângă mine, vreau să vă lansez. Acele 6 perechi trebuie să fie integrate în ansamblu comunei tătăruși, pentru că sunt copii din tătăruși. Trebuie să aibă toți aceleași costume populare, trebuie să integrați niște jocuri și cânturi frumoase pe care le-ați promovat să le învețe și ceilalți. Nu putem fi aici la tătăruși, știți că eu nu fac politică, de stânga, de dreapta sau de nu știu care. Și tot astăzi vă oferim ca acest ansamblu, pe lângă profesorul Neagu, care vine odată pe săptămână, atât reușește de la Iași, dumneavoastră, știu că vă place de mult timp această, știu eu, acest lucru deosebit. Și vă rugăm să vă ocupați de tot ansamblu, pentru că este o onoare pentru noi tătărușenii, ca de fiecare dată când avem astfel de evenimente, cu ei ne mândrim. Ei sunt etalonul și sunt portavoce a comunei noastre. Felicitări, copii! Aplauze! Multe! Multe! Iar acum, DJ, horă mare, cu toții la o horă mare aici, așa e, ia? Hai, cu toții la horă!
Mulțumesc!